Cu alte cuvinte, Cortul Oracolului, ediția Tabernacolul AV al Congregației, se bazează pe o interpretare greșită a cuvântului Moed. Este evident că Tabernacolul lui Yahua era un timp și un loc exact pentru a se întâlni cu el. Prin urmare, acest cort al lui Saturn era un timp și un loc exact pentru a se întâlni cu Baal. Fapte 7 de la 45 la 51 continuă și părinții noștri l-au adus la rândul lor sub povățuirea lui Iosua când au intrat în țara stăpânită de neamurile pe care Iahua le-a izgonit dinaintea părinților noștri. Și a rămas acolo până în zilele lui David. David a căpătat milă înaintea lui Iahua și a cerut să ridic o locuință pentru Iahua a lui Iacov. Și Solomon a fost acela care i-a zidit o casă. Dar cel prea înalt nu locuiește în locașuri făcute de mâini omenești, cum zice prorocul. Cerul este scaunul meu de domnie și pământul este așternutul picioarelor mele. Ce fel de casă îmi veți zidi voi mie, zice Iahua, sau care va fi locul meu de odihnă? N-a făcut mâna mea toate aceste lucruri? Oameni tari la cerbice, netăiați împrejur cu inima și cu urechile. Voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. Citatul de mai sus este luat din Isaia 66 cu 1. Cerul este scaunul meu de domnie și pământul este așternutul picioarelor mele. Ce fel de casă îmi veți zidi voi mie, zice Iahua, sau care va fi locul meu de odihnă? În concordanța Strong, cuvântul unde este 27, azi, în acel moment sau loc, atunci, loc de odihnă, este 4725. Macaum, un loc în care un lucru aparține, locul în picioare, stația, camera, spațiul. Astfel, versetul se putea citi, unde îmi vei așeza în timp locul meu de odihnă? El pune această întrebare deoarece locația sa de odihnă fusese deja creată de către el însuși la început. În a șaptea zi a săptămânii, șabatul fusese deja înființat ca sanctuar al lui, continuând cu Isaia 66, de la 2 la 5. Toate aceste lucruri, doar, deja, mâna mea le-a făcut, cerurile, pământul și locul de odihnă al lui Iahua. Și toate și-au căpătat astfel ființa, zice Iahua. Iată spre cine îmi voi îndrepta privirile. Spre cel ce suferă și nu are duhul mânit, spre cel ce se teme de cuvântul meu. Despre ce se vorbește aici? Ce se spune în fraza anterioară? Cuvântul pe care l-a rostit la creație când a ieșit cuvântul său, iar cerul și pământul au fost făcute în 6 zile, iar în ziua a șaptea el a creat locul său de odihnă. Cine înjunghe un bou ca jertfă nu este mai bun decât cel ce ucide un om. Cine jertfește un miel este ca cel ce al rupe gâtul unui câine. Cine aduce un dar de mâncare este ca cel ce ar vărsa sânge de porc. Cine arde tămâie este ca cel ce s-ar închina la idoli. Toți aceștia își aleg căile lor și sufletul lor găsește plăcere în urăciunile lor. Cine este acest infractor? Oamenii care și-au ales propriile obiceiuri, ziua lor de sabat, pentru a se apropia de Yahua. Oamenii care nu sunt umili și ascultători
să se apropie de Yahua în ziua în care El a terminat creația. Șabatele ținute după fazele lunii. Yahua nu este prezent la șabatele false ale lor, date în onoarea dumnezeilor babilonieni ai soarelui, lunii și celor cinci planete. De aceea și eu voi alege ce este spre nefericirea lor și voi aduce peste ei lucrurile de care se tem, căci când am chemat eu, n-au răspuns, și când am vorbit eu, n-au ascultat, ci au făcut ce este rău înaintea mea și au ales ce nu-mi place. Catastrofa vine asupra celor care și-au stabilit propriile obiceiuri. Grupurile și bisericele babiloniene nu vor asculta când el vorbește, ci continuă în tradițiile părinților lor, evreii și creștinii. Zilele lor false de sabat nu îi vor proteja de mânia lui Yahua care vine peste lume. Aceste grupuri babiloniene, aceste biserici, aceste secte vă vor urâ și vă vor respinge pentru că ați hotărât să păziți adevăratul șabat al lui Yahua. Nu credeți niciun minut că ei vor câștiga.